Este un stadiu destul de avansat. Cred că într-o lună și jumătate vom termina investiția. Constructorul este în termen, dar eu zic că termină mai devreme. Cam într-o lună și jumătate acum au comandat echipamentele. Fântânile arteziene a venit una zile trecute și luni vin celelalte. Vor fi 4 fântâni arteziene, 3 de dimensiunea asta mai mică și una mai mare. Nu cred că trebuie să vă descriu ce înseamnă o fântână arteziană într-un oraș, da? E un element de atracție și care contribuie la aspectul frumos al orașului. Aici punem niște fântâni ceva mai mici, care sunt potrivite pentru parcuri. Au un bazin din elemente prefabricate și în mijloc sunt 3 bazine supraetajate care formează niște cascade, apa curge dintr-unul într-altul și ulterior în bazinul mare. Bineînțeles, apa se recirculă, deci nu e un consum de apă din rețeaua orașului, cum încă multă lume mai crede. Și sperăm că va atrage multă lume în parcul nou construit. Câte vor fi aici? Se pun 4 fântâni, vor fi 3 de dimensiunea aceasta și una ceva mai mare. Cam când terminați? Luna asta le aducem pe toate. Și vor fi gata și montajul, sigur, în măsura în care ne avem frontul de lucru pregătit, dar luna asta sper să terminăm cu toate. Și eu zic că într-o lună jumate vom definitiva lucrarea și se poate circula și umple, că la capătul Viei Verde vom face și un cinema în aer liber și vrem să-l animăm într-un fel, vrem ca lumea să vină, vor fi și ansambluri de joacă pentru copii și băncuțe. Deja s-au pus toți stâlpii de iluminat cu fotovoltaici și s-au montat și camere de luat vederi. Acolo am făcut și un punct de monitorizare a parcului, a zonei respective. Și eu zic că suntem în termen și vom definitiva într-o lună și jumătate. Dar nici nu-i sprăvi vorba că zmeul și aruncă buzduganul. Râslea, atunci luă buzduganul și-l aruncă cu atâta putere înapoi că l-o omorâ și pe zmeul cel mare. Fetele mult se bucurară că le-a scăpat flăcăul din robia zmeilor, dar mai aveau ceva de făcut. În palatul de aur se găsea un bici fermecat. Fata mică îl luă și când bătu cu biciul încet... Este vorba de caravana filmului românesc în parteneriat cu Asociația Cinecultura din București, dar și cu CNC și toate autoritățile care ne pot furniza dreptul de a proiecta filme. Este un proiect care funcționează foarte bine, comunitatea este foarte receptivă. Noi ne adresăm tuturor categoriilor de vârstă, începând de la adolescenți până la oameni din generațiile trecute, cu filme care au făcut o mare senzație de-a lungul timpului, filme culese din Arhiva Cinematografiei Românești, și chiar și surprize cu desene animate pentru cei mici și niște proiecții special culese pentru ei, cum ar fi Mama, Dumbrava Minunată, Tinerețe fără bătrânețe, niște filme, niște povești, niște basme care le-ar prinde foarte bine celor mici. Ne bucurăm că avem public, sperăm să țină vremea cu noi și să ducem proiectul mai departe până duminică, când ar trebui, în mod normal, să se încheie caravana, duminică noapte. Începând cu orele 21, când soarele apune și sunt condițiile prielnice pentru a putea proiecta pe un ecran mobil, amplasat în piațeta centrului civic, unde oamenii se strâng, avem scaune, avem tot ce trebuie ca să le oferim un mod de petrecere a timpului liber mai deosebit, să spunem așa. E un proiect cultural pe care noi îl desfășurăm cu mare drag. Și promitem că anul acesta, vara aceasta, o să mai avem
o caravană. Zadarnic a pus împăratul nostru străși și pe cei mai viteji oameni de arme să păzească. O vrajă îi adormea, iar hoțul fura toate merele de aur. Tată, oamenii ce ai pus să păzească pomul n-au făcut nicio ispravă. Ce rângăduință măriei tale ca la anul, când pomul va rodi, eu însumi să-l păzesc. Și mă prins că voi pune mâna pe acel tâlhar nerușinat. Împăratul se lăsă înduplecat, îi dea voie să-și încerce puterile.